mulțumim lui Dumnezeu că suntem și în această dimineață, în acest loc în care putem să ascultăm cuvântul lui binecuvântat. Ne dorim în continuare ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească prin cuvântul lui. Amin. Și pentru început aș dori să vă atrag atenția asupra un fel de structuri a cărții 1 Petru, în această carte pe care o studiem pentru această perioadă de timp. Este foarte important să înțelegem structura cărții Petru, nu doar cum se împarte ea în sensul pe pasaje, ci să înțelegem felul în care Petru a gândit viața creștină. Cartea 1 Petru este o carte profund axată pe imperative, o carte profund axată pe necesitatea sfințirii, pe necesitatea luptei, pe necesitatea efortului în viața creștină, pe necesitatea de a persevera. Și motivul pentru care Petru este focalizat în felul acesta este datorită faptului că biserica trecea prin persecuție. Datorită faptului că la fiecare pas erau amenințați, datorită faptului că în cruntele persecuții prin care au trecut creștinii, ei aveau nevoie să se agațe de harul lui Dumnezeu, să se agațe de harul viitor, de mântuirea viitoare pe care Dumnezeu le-o promitea. De asta veți găsi foarte puțin în cartea 1 Petru vorbindu-se despre mântuire la timpul trecut. Pavel vorbește foarte mult prin har, ați fost mântuiți. Petru vorbește foarte mult la viitor despre mântuirea sufletelor noastre care va fi ca final al credinței noastre. De aceea aș dori să subliniez câteva aspecte în introducere care să ne ajute într-un fel să gândim și să așezăm la locul potrivit imperativele, responsabilitățile noastre, efortul care nouă ni se cere. În primul rând veți vedea în cartea 1 Petru că ceea ce a făcut Dumnezeu are prioritate și este baza a ceea ce noi trebuie să facem. Da? Dacă începe să citiți cartea 1 Petru, vedeți de la bun început că începe să vorbească despre ce a făcut Dumnezeu. Și Pavel, apostolul Pavel vorbește la fel. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a. Și vorbește despre ceva ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Viața creștină, în esența ei, se bazează pe ceva ce Dumnezeu a făcut. Eu trăiesc în sfințenie, eu trebuie să fac anumite lucruri pentru că Dumnezeu deja a făcut ceva în viața mea. Deja a făcut ceva în viața mea. Dacă eu nu am pus serios fundamentul în viața mea a ceea ce Dumnezeu deja a făcut, viața mea creștină va fi un chin, viața mea creștină va fi un faliment. Va fi greu să numești viața aceea o viață creștină. Pentru că eu nu am pus fundamentul corect, nu am pus temelia vieții și temelia vieții mele este Domnul Iisus Hristos. Temelia vieții mele este alegerea mea, temelia vieții mele este regenerarea mea, temelia vieții mele este sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Da? Asta este temelia vieții mele. Temelia este ceva ce Dumnezeu deja a făcut pentru mine. Da? Deja a făcut. De fapt, aceasta este diferența fundamentală între religia adevărată și religia falsă. Chiar în această piață mare creștină, piață religioasă creștină, veți găsi aceste două mari diferențe, două mari sisteme de gândire foarte diferite. Și anume, primul sistem de gândire care spune ca Dumnezeu să te binecuvânteze, ca Dumnezeu să-ți dea favorul lui, tu trebuie să faci una sau alta. Ăsta este primul sistem de gândire. Și o mare parte din creștinism vorbește în modul acesta. Dacă tu faci puțin, Dumnezeu va face restul. Alții spun, dacă faci mult, Dumnezeu va face restul. Diferența fundamentală uneori între evanghelici, de exemplu, și ortodoxi, sau și catolici, sau greco-catolici, nu este chiar așa mare. Nu este chiar așa mare. Diferența nu este chiar așa de mare. Noi spunem, este o diferență fundamentală între noi și ei, că noi credem în mântuirea prin credință, prin Domnul Iisus și ei cred la fel. Și ce au făcut de fapt evanghelicii? De fapt evanghelicii au tăiat din cerințe. Dacă ei spuneau, domnule, nu poți fi sigur de mântuire până la capăt. Trebuie să tragi până la capăt ca să poți fi sigur de mântuire. Noi spunem, nu poți să fii sigur de mântuire de la început. Noi nu cerem tare foarte multe lucruri. Dacă ți-ai fusă, dacă ți-ai batic, dacă nu mai bei bere, dacă te îmbraci nu știu cum, dacă ți-ai tuns freza într-un anumit fel, nu-ți cerem, domnule, mare lucru, domnule. Fă lucrurile astea și o să fii în regulă, da? Diferența dintre noi și ei nu este că noi spunem că mântuirea este numai prin har și prin credință. Noi spunem că mântuirea este tot prin fapte, numai prin fapte mai ușor de făcut. Și asta este singura modificare pe care am reușit să o facem. În realitate, celălalt sistem de gândire, celălalt sistem care reprezintă mântuirea, spune că este Dumnezeu care ne-a cercetat, Dumnezeu care ne-a luminat, Dumnezeu care ne-a tras, Dumnezeu care ne-a convins, Dumnezeu care ne-a înviat, Dumnezeu care ne-a mântuit. Și pentru că Dumnezeu a făcut deja lucrurile acestea, noi răspundem. Viața noastră este ca un izvor care curge din ceea ce Dumnezeu deja a făcut. De aceea este fundamental să înțelegem și să fie clar pentru noi. De aceea Petru începe epistola așa, de aceea Pavel începe epistola așa. Este fundamental să înțelegem ce
a făcut deja Dumnezeu pentru noi. V-ar prinde bine exercițiul acesta să luați o foaie și să scrieți într-o zi. Doamne, m-am pus să citesc oarecare epistolă. Care vreți dumneavoastră? Efeseni, Galateni, Filipeni, Coloseni, unul pentru care epistolă vreți? Și să începeți să scrieți întâi ce a făcut deja Dumnezeu pentru mine. Și cel mai probabil că vom fi uimiți de magnitudinea binecuvântărilor pe care Dumnezeu ni le-a dat deja în Domnul nostru Iisus Hristos. Pe baza acestor binecuvântări, pe baza acestor lucrări, se fundamentează viața noastră creștină. De aceea spun, dacă nu înțelegi ce a făcut Dumnezeu pentru tine, nu poți să trăiești ca un creștin. Dacă n-ai experimentat ceva ce Dumnezeu a făcut deja pentru anumiți oameni, nu poți să trăiești ca un creștin. Apoi, al doilea aspect, care este de fapt același, m-a pus într-un alt mod. Indicativele din Sfânta Scriptură sunt temelia imperativelor. Foarte mult din predicarea bisericii de astăzi este o predicare moralistă. Fraților, trebuie să. Și 50 de minute auzi. Trebuie să. Și pleci acasă încărcat, fără să-ți dai seama, psihic, te încarci psihic, cu un sentiment profund de vinovăție. Pentru că de fiecare dată când ți se spune trebuie să, tu îți dai seama că n-ai făcut, chiar dacă ai făcut, n-ai făcut chiar atâta cât trebuia să faci. Și adunarea, da, este un loc în care Dumnezeu ne confruntă, un loc în care Dumnezeu ne mustră, ne corectează, ne schimbă, ne sfințește și este un proces dureros în asta. Și în special dintr-o biserică baptistă reformată în care se predică expozitiv cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să predici cu un anumit grad de vinovăție acasă, dacă s-a predicat Biblia cu adevărat. Dacă nu, nu. Dar, în același timp, este o greșeală pe care trebuie să o vedem în locul acesta. Dacă noi nu înțelegem că imperativele sau ceea ce eu trebuie să fac se bazează pe ceva ce Dumnezeu a făcut, este fundamental greșit. Îl încarci pe om cu o povară, se duce cu ea acasă și spui, ca bețivul, de mâine dimineață mă las de... Și nu se lasă. Că nu poate. Că nu poate. De mâine nu mă mai droghez, de mâine nu mai își bate nevasta, de mâine, Doamne, grozav lucru pe care... De mâine nu mai fac asta și nu reușește să facă asta. El știe că trebuie să facă, îi se dă responsabilitatea imperativului, îi bombarda cu imperative, trebuie să, dar ele nu funcționează automat. Imperativele în viața creștină se bazează pe indicativ, adică pe ceva ce s-a făcut deja. Pe ceva ce s-a făcut deja. Aceea este important să existe un echilibru. Nu doar vorbim, a, Dumnezeu a făcut, nu mai avem niciun stres. Nu. Nu. Ci responsabilitățile noastre, imperativele, se bazează pe indicative, pe ceva ce Dumnezeu a făcut, da? Sau altfel spus, identitatea noastră în Hristos este ceea ce ne va face și ne va ajuta să ne ducem responsabilitățile pe pământul acesta. Tu știi cine ești în Domnul Iisus? Nu doar ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a făcut asta. Domnul Iisus a făcut asta. Duhul Sfânt a făcut asta. A făcut în tine asta. Care este identitatea ta? Cine ești tu? Dacă te-ar trezi cineva și te-ar zgudui la ora două noaptea și te-ar întreba, tu cine ești? Ce îi spune? Ce îi spune? Cine ești tu? Eu sunt Andrei. Sau ce îi spune? În mintea noastră ar trebui să fim atât de bine blindați cu adevărul lui Dumnezeu și să știm cine suntem noi. Ispitele diavolului, presiunea lumii, presiunea contextului, toate lucrurile care sunt amalgamul ăsta, care este haosul ăsta, care este în jurul nostru și în care noi trăim, nu va avea un efect puternic asupra noastră, nu va avea o influență decisivă, definitorie în viața noastră dacă noi învățăm pentru totdeauna cine suntem noi. Noi suntem străini și călători în lumea aceasta. Noi suntem ai Domnului, noi suntem creștini, noi suntem regenerați, noi suntem aleși, noi suntem justificați. Tot bombardamentul ăsta de ispite și de plăceri și de pofte care vine din partea diavolului, a sistemului lumesc, va fi respins, va putea fi ținut în control dacă eu știu cine sunt. Ce a făcut Dumnezeu din mine? Nu doar ce a făcut Dumnezeu Hristos la Calvar, ce a făcut din mine? Cine sunt eu? Cine sunt eu? Este unul dintre lucruri care este foarte greu de acceptat și de înțeles. Cu nenumărați oameni am vorbit și obișnuiesc poate uneori în glumă, în serios, dar încerc să-l testez pe om. Ce faci, frate pocăit, îl întreb. A, pocăit, dar cine e pocăit cu adevărat? Ce faci, sfântule? A, sfânt, ce sfânt, dar cine e? Cum Scriptura asta spune despre noi? Că ne-a sfințit Hristos odată pentru totdeauna. Ne-a pus în poziția asta. Ne-a dăruit neprihănirea Lui. Evanghelicilor au ajuns să li se pară Evanghelia o chestiune cu totul și cu totul ieșită din comun. Greu de acceptat, greu de primit. A, ne-o da neprihănirea Lui. A, dacă ar fi așa. Exact așa îi, Domnule. Exact așa îi. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, da?
Responsabilitățile noastre pot fi duse la îndeplinire numai dacă înțelegem identitatea noastră. Sau altfel spus, conduita noastră din fiecare zi trebuie să se bazeze pe caracterul nostru. De foarte multe ori, adunările noastre n-au făcut decât să ia niște, cum spune fratele păstor, niște mici păgâni și să-i dreseze. Să-i dreseze. Au venit oamenii sau avem copii care cresc, tineri care cresc în familiile noastre și îi învățăm cum să se poarte păgânii ca niște pocăiți. Ei nu sunt transformați, ei nu sunt schimbați, ei nu sunt regenerați. Dar nici mai pun. Dom'le, dacă sunt în adunare, nu? E normal, dacă au crescut în familiile noastre, e normal, dom'le, să fie. Nu, de-a, nu știu acum. Hai, dom'le, nu, când a venit vârsta, lotul la botez. Nici nu mai pune sus semnul. Bă, dar ăsta e înviat spiritual. Ce înviat spiritual, dom'le? Bă, ăsta e regenerat. Ce regenerat, dom'le, din familia fratelui presbiter? Cum adică dacă e înviat spiritual? Păi, învierea e transferată rapid, nu de la Domnul Iisus Hristos la el, de la tată la fiu, da? Cu un fel de mentalitate iudaică, evrească, funcționând de foarte multe ori. De foarte multe ori. Și nu înțelegem că pentru a exista o conduită creștină, este necesar un caracter. Este necesară transformarea lăuntrică, schimbarea inimii, pocăința. Evanghelia, Hristos nu vine să corecteze deviațiile comportamentale. Asta le fac eu cu pruncul meu. Nu asta a venit să facă Hristos. Hristos a venit nu să-i corecteze comportamentul sau să-i corecteze deviațiile comportamentale, care are din belșug. Și asta face o viață întreagă, până când Hristos intervine și schimbă inima. Și îl regenerează. Și îl învie, îl aduce la viață. Pune viața lui Dumnezeu în el. Altfel spus, harul sfințirii se bazează pe harul regenerării. Eu nu pot să fiu sfințit de către Dumnezeu dacă nu sunt întâi regenerat. Dacă nu sunt transformat pe dinăuntru. Și de fapt lucrul acesta te aduce la propria disperare. Ar fi mai ușor să spun, mă, fraților, fiți atenți care-i treaba. Veniți la noi, noi avem un set de reguli nu foarte lung, ca alte adunări. Noi suntem din aia legaliști. Ai liniștit. Avem un set de reguli nu foarte lung. Dom'le, dar trebuie să ții strict, trebuie să-l ții. Și totul e în regulă. Să știți că oamenii s-ar mântui foarte ușor așa. Și altceva e să-i spui, dom'le, n-avem ce să-ți facem decât să-ți predicăm Evanghelia până în punctul în care tu te pocăiești și crezi, până în punctul în care tu ești adus la viață. Până în punctul în care tu ești în păcat cu Dumnezeu, până în punctul în care în tine să faci o transformare esențială, de fundament, de bază, până să pune o temelie în viața ta. Asta te aduce la disperare, la propriu. Pentru că nu e ceva ce poți manevra tu, nu e ceva ce poți produce tu la secundă, da? Sau altfel spus. În Sfânta Scriptură, când citim poruncile pe care ni le dă Dumnezeu, n-ar trebui să tragem concluzia, opus concluziei lui Ioan, că poruncile lui sunt foarte grele. Foarte grele sunt. Pentru că poruncile în Sfânta Scriptură se bazează pe niște promisiuni pe care ni le-a dat Dumnezeu. Dumnezeu îți dă promisiuni cu privire la prezent, Dumnezeu îți dă promisiuni cu privire la viitor, te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu, crezi în puterea lui Dumnezeu, primești puterea lui Dumnezeu și pe baza acestor promisiuni și puterii lui Dumnezeu tu trăiești viața creștină. Noi nu vrem să tăiem din setul de reguli pe care ni le-a dat Dumnezeu, că este foarte mare. Biblia e suficient de groasă. Sunt o grămadă de imperative, sunt o grămadă de porunci, voia lui Dumnezeu destul de largă pentru noi. Și noi nu vrem să tăiem din ea, ci vrem să spunem că pentru fiecare poruncă a lui Dumnezeu există promisiuni suficient de bogate și suficient de grozave încât poruncile acelea să pară ușoare. În realitate ele nu sunt ușoare, sunt imposibil de îndeplinit. În realitate. Dar cu puterea lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, înțelegând promisiunile lui Dumnezeu, da? Cu proviziile pe care, spirituale pe care ni le dă Dumnezeu, ele pot fi și sunt ușoare. Sau altfel spus, sfințirea noastră se bazează pe justificarea noastră. Eu nu încerc să mă fac neprihănit înaintea lui Dumnezeu. De fapt, există această confuzie care există între neprihănirea pozițională și neprihănirea practică. Pozițională în ochii lui Dumnezeu, eu sunt neprihănit. Eu sunt neprihănit. Practic, nu sunt. Practic sunt într-o ascensiune. La unii e mai grav ascensiunea, da, unghiul e mai grav. La unii ascensiunea este mai lină. Dar la toți cei care sunt neprihăniți în Domnul Iisus Hristos pozițional, există și o neprihănire, o pocăință practică, o progresie. Când oamenii din lume spun, lasă că știu eu pe pocăitul cu tare sau pe ăla că o făcut cu adres, el are dreptate.
Pentru că pocăința nu înseamnă să nu păcătuiești. Pocăința înseamnă să te pocăiești. Pocăința asta înseamnă să te pocăiești. Pocăiți, când spui pocăiți, la propriu introduci ca premiză că ai păcat. Pocăința nu este pentru aia care nu au păcat. Eu când spun că sunt pocăiți, spun în același timp că sunt păcătos. Pentru că a te pocăi, asta înseamnă să scoți păcatul din viața ta, să te legi de păcatul din viața ta. Deci automat când spui pocăit, pornești de la premisa că ai deja păcat. Când nu mai recunoști că ești pocăit, de fapt nu recunoști că ai păcat. Pocăința nu înseamnă desăvârșire, perfecțiune. Pocăința înseamnă că ai intrat într-un proces, într-o ascensiune continuă până la finalul vieții. Noi nu promitem nimănui. Și de fapt oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Dom'le, există o neprihănire pozițională. Și asta e promisiunea Evangheliei. Dar există o neprihănire practică. O neprihănire progresivă care se produce în mine prin lucrarea Duhului Sfânt și prin lupta mea, prin efortul meu, prin străduințele mele, prin silințele mele. Această dimineață aș dori să, pe acest fundament trasat foarte clar în mințile noastre, aș dori să ne apropiem de textul care a fost citit la versetul 8, la versetul 22 și să învățăm ceea ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin Petru, prin Duhul Sfânt, cum să fim pregătiți pentru a suferi într-o lume ostilă. Cum trebuie să fim pregătiți pentru a suferi într-o lume ostilă. Dar vreau să pornez la câteva premize. S-ar putea ca ideea asta, tema asta să vă sună foarte străin. Dom'le, noi suntem într-o perioadă de, zicem noi, de pace. Noi nu suferim. Ce să mă pregătesc eu să sufăr într-o lume ostilă? Că eu nu am niciun fel de suferință. Nu? Mai suntem persecutați, ne mai bate nimeni nici măcar la cap. Nu avem treabă. Fiecare cu treaba lui, fiecare cu ce crede, e toleranță, e relativism, e pluralism, e multiculturalism. Doamne, ce să zicem? Un fel de Eden din ăsta a filozofiilor, a ideilor și așa mai departe. Adevărul este următorul. Scriptura ne arată suficient de clar că adevărata biserică a Domnului Iisus Hristos va suferi în orice veac. Cine dorește să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus va fi prigonit. Căci în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe... Vai, Doamne, a venit necazul ăsta peste noi. Zice Petru mai târziu, să nu vă mirați de încercarea de foc care a venit în mijlocul vostru. De ce vă mirați? N-ați fost anunțați dinainte? O, cu siguranță, dacă te-ai convertit la o evanghelie care ți-a spus, vine la Domnul Iisus, că o să te împaci cu bărbatul tău, că pruncii tăi o să fie cei mai grozavi prunci, că o să ai bani, că o să ai mașină, că o să ai casă, o să fii fericit, o să fii extraordinar. Să predică și la noi Evanghelia Prosperității din Belșug. Oamenii aceștia trăiesc cele mai teribile traume spirituale. Când văd că lucrurile nu funcționează așa. Mă frate, dar unde e Evanghelia aia pe care mi-ai spus-o tu? Că o să fie bine, că o să fie grozav. Cute că m-a lăsat bărbatul. Unde? Nici pruncii mei nu mă mai recunosc. Nu mai dau pruncii pe la mine acasă. Uite că trec prin boala asta, prin diabet, prin nu mai știu ce. Unde e Dumnezeu? Vai, m-a părăsit Dumnezeu. Nu! S-a predicat un alt Dumnezeu. S-a predicat o altă Evanghelie. Trebuie să înțelegem foarte clar. Adevărata biserică a Domnului Iisus Hristos va suferi în orice viață și foarte important aici să înțelegem. Indiferent de forma și manifestarea pe care o ia agresiunea lumii. Faptul că trăim într-o perioadă de libertate și sunt legi care constrâng populația ca să nu-și manifeste depravarea față de copiii lui Dumnezeu și aversiunea și disprețul și bajocul ăsta este cu totul altceva. Poate vezi disprețul lor numai în ochii lor. Poate disprețul lor se manifestă numai când ei sunt grupurile lor. Poate disprețul lor și bajocul lor e numai în mintea lor, dar există agresiunea și aversiunea, ostilitatea lumii există față de biserică, față de adevărata biserică. Dacă eu niciodată nu sufăr, dacă nimeni nu mă disprețuiește, dacă nimeni măcar în privire nu vezi că te contestă, domnule, nu dă doi bani pe tine, te crede un fraier, un prost, un înapoiat, unul întors în evul mediu, cum spun ei. Dacă nimeni nu are atitudinea asta, ai o problemă fundamentală. Și e aproape sigur că nu ești creștin cu adevărat. E aproape sigur. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, da? Nu că faci rău. Petru spune, domnule, nu suferi pentru rău, că aia nu înseamnă că ești creștin. Ci pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Asta este prima premisă. Adevărata biserică va suferi în toate viacurile, indiferent de forma și manifestarea pe care o ia agresiunea și aversiunea și ostilitatea lumii. În al doilea rând, prietenia lumii, că de multe ori lumea pare să fie prietenă cu biserica. Prietenia lumii este o formă mascată a urii lumii față de biserică și este o modalitate prin care lumea încearcă să modifice biserica. Noi suntem prieteni cu tine, domnule. Mai taie și puțin din standarde. Mai taie puțin din valori, domnule. Hai să facem așa cumva să fie pace între noi, domnule. Dar vezi, dacă ei nu vor vrea ei să schimbe, ci să schimbăm noi.
Noi suntem aia exagerații. Noi avem valorile alea cu care ei nu pot trăi și asta este realitatea. Noi avem standardele alea colțuroase la care ei nu se pot raporta și asta este realitatea. Dar ăsta este singurul mod în care suntem relevanți în lume. Hai să fim relevanți. Domnule, eu îmi doresc lucrul ăsta să fim relevanți. Noi suntem într-un veac postmodernist în care biserica vrea să fie relevantă. E cel mai grozav lucru. Noi trebuie să fim relevanți pentru lumea asta. Dar nu suntem relevanți când suntem ca ei. Suntem relevanți când avem ceva cu totul diferit de ce au ei. Suntem relevanți când oamenii vor găsi în biserică ceva ce nu găsesc nicăieri în altă parte. Dacă eu fac discotecă în biserică, el se poate duce, domnule, discotecă la discotecă în lume, n-are nevoie să vină la discoteca noastră. Și ăștia au atâta experiență, niciodată nu se putem face discotecă la fel de bine ca ei. Că ei au deja foarte multă experiență. Decât dacă te duci, ce știu eu, în Australia, la Hillsong sau în altă parte, care au și ăștia experiență de zeci de ani. Dar noi? Ce ne punem noi să facem concurență cu ei? Biserica oferă ceva lumii ce nu are lumea și nu poate găsi nicăieri în altă parte. Nu muzică, nu o societate comercială foarte bine pusă la punct, nu o biserică care face propagandă foarte bine, că au ei propaganda lor mult mai bună decât a noastră. Nu asta oferă biserica. Biserica are ceva supranatural, ceva extraordinar, are Evanghelia pe care lumea nu o va găsi nicăieri în altă parte. Și de fiecare dată veți observa lucrul acesta când statul vrea să fie prieten cu biserica, vrea ca să modifice biserica, să transforme biserica. Cultura vrea să învăluie biserica și în loc biserica să aibă puterea aceasta de a opri, de a stăvili răul din lume și de a transforma lumea, de multe ori lumea sau biserica ia foarte mult chipul culturii în care trăiește. Și a treia premisă de la care pornesc este că a te pregăti pentru suferință atunci când ea ia forme accentuate e și lipsit de înțelepciune și târziu. A te pregăti de suferință când suferința ia forme accentuate, grave, e și lipsit de înțelepciune și târziu. De aceea este important pentru noi. Noi nu știm. Noi oricum trăim în ostilitatea lumii. Având ostilitatea lumii de partea noastră. Că știm noi să o ocolim și să driblăm, asta e cu totul altceva. Dar sunt momente când ostilitatea lumii ia forme accentuate și trebuie să fim pregătiți pentru asta. Nu știi când îi apucă pe ăștia să dea nu știu ce legi. Că lucrurile astea se întâmplă, vedeți că lucrurile în vremea în care noi trăim merg cu o rapiditate extraordinară. Nu știi când ostilitatea ia forme foarte agresive. Prin lege. Foarte simplu, domnule, asta e lege, ce să facem? Vă supune sau nu vă supune? Noi trebuie să fim pregătiți din timp pentru ostilitatea aceea. Și acesta este mesajul meu în această dimineață, de fapt mesajul lui Petru. Cum să fim pregătiți pentru a suferi în această lume ostilă? În primul rând, Petru ne arată în versetul 8 că a fi pregătiți pentru a suferi într-o lume ostilă, trebuie să punem întâi accentul pe comunitate. Și uitați-vă ce spune el, versetul 8. Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. De fapt, Petru vorbește aici despre cum trebuie să fie biserica în interior. Singurul loc de refugiu al nostru într-o lume ostilă va fi biserica Domnului Iisus Hristos. Va fi locul acela în care ne vom întâlni cu oameni care suferă exact ca noi, care au aceleași valori ca noi, care predică ca noi, care cred ca noi, care au aceleași convingeri ca noi, care simt ca noi, care au dureri ca noi, care sunt răniți ca noi. Vor fi singurii oameni cu care ne vom înțelege. Dacă biserica este un loc al dezbinărilor, al frustrărilor, al urii, al neîmpăcării, al concurenței, al isteriilor, în așa zisele slujiri, nu va fi un loc în care ne vom putea, permiteți-mi expresia, linge rănii unii altora. Nu va fi un asemenea loc. Vom fi dezbinați din afară, vom fi fugăriți din afară și vom fi dezbinați pe interior. Și uitați, Petru vorbește în contextul persecuției, imediat intră în subiectul persecuției, vorbește despre faptul că pentru a fi pregătiți pentru a suferi în lumea asta ostilă este necesar să fim uniți în comunitate. Este necesar să fim uniți în comunitate, să existe dragoste în comunitate, să existe milă, să existe smerenie. Uitați ce spune el. Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri. Și important, pune gândurile lângă simțiri. Cu aceleași gânduri, simțind cu alții. Nu zice, doamne, sentimentul nu are niciun fel de importanță. Sentimentul are importanță, numai că sentimentul este pus după gândire. Da? Trebuie să gândim întâi la fel, nu trebuie să ne placă. Dacă, de exemplu, am stabilit ca factor decisiv pentru felul în care trebuie să predice fratele Andrei sau fratele Mihai, plăcerea noastră. Niciodată n-am ajunge la un numitor comun. Că într-o dimineață i-a plăcut lui fratele Sorin,
Dar nu i-a plăcut lui sora Cristina. În altă dimineață i-a plăcut lui fratele Radu, dar nu i-a plăcut sora Ligia. Și se duc acasă și zice, mă, a fost interesant. Mi-a plăcut predica din dimineața, mie nu mi-a plăcut. Da? Și am ajuns la o dezbinare continuă dacă ne-am luat după cum ne place. Da? De aceea Petru stabilește foarte clar, biserica ar trebui întâi de toate să fie cu aceleași gânduri, cu aceeași gândire. De asta sunt bune mărturisirile de credință. Îmi spunea cineva, discutam în privat, zice, păi ce, că în biserică zice nu găsești doi care cred la fel. Foarte rău. Dom'le, ce biserică aia care nu-s doi care cred la fel? Avem fiecare versiunea lui de Biblie. Scriptura ne spune că trebuie să fim într-o unitate a gândirii, apoi că trebuie să fim într-o unitate a simțământului, să simțim unii cu alții, din toate punctele de vedere. Fizic să simțim, spiritual să simțim, emoțional să simțim. Că suntem ca un trup, funcționăm ca un trup, nu ne dezbinăm, da? Simțim unii ca alții, iubind ca frații, da? Iubind ca frații. Dragostea trebuie să fie cel mai natural lucru în biserică. Îi iubim pe oamenii care au cel mai important lucru, cel mai valoros lucru care poate fi avut în univers. Avem oamenii cu care avem cel mai mult lucru în comun sunt oamenii din biserică. Dacă eu aș avea frați și surori de corp care nu cred în Domnul Iisus Hristos, vă spun deschis acum. Am cel mai important lucru în comun cu dumneavoastră, nu cu ei. Cel mai important lucru pe care l-am eu pe pământul ăsta nu sunt părinții mei cu care mă relaționez la frații și surorile mele. Mă rog pentru ei. Îi doresc mântuiți. Dar cel mai important lucru, cel mai valoros lucru i-am cu frații mei de credință. Nu știu, poate vi se pare puțin aiurea, dar e cel mai normal lucru. Pentru că gândiți-vă, dacă ei nu se întorc la Dumnezeu, eu nu voi împărtăși veșnicia cu ei, ci cu dumneavoastră voi împărtăși. Voi sunteți primii frații mei. Mi-aș dori ca frații mei trupești să fie și frații mei în credință. Mă rog pentru asta, tânjesc pentru asta, da? Postez pentru asta. Dar primii mei frați sunt frații Domnului Iisus Hristos. Sunt cei curățiți de Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta ar trebui să se vadă în adunare. Să fie o unitate mai mare decât în familia mea. Dacă ei nu sunt credincioși, da? Să fie o dragoste mai mare decât în familia mea. Pentru că aici împărtășim valori mult mai importante. Lucruri mult mai importante. E vorba de eternitatea noastră, de sufletele noastre, de relația noastră cu Dumnezeu. Da? Și apoi spune să simțim unii cu alții, să iubim ca frații, ca frații să iubim, să fim miloși, mila să arată cuiva care este în nenorocire, într-un necaz, să fim smeriți, smerenia te avută să vezi, să apreciezi pe celălalt, să vezi valoarea celuilalt, să vezi locul celuilalt, să dai loc celuilalt, să vezi darul celuilalt când ești smerit. Dom'le, vezi, ăsta are asta, eu nu am asta, da? Te ajută să ai o perspectivă echilibrată asupra ta însăți, asupra celorlalți frați, da? Deci Petru spune, primul lucru necesar este ca să existe această comunitate transformată, această comunitate transformată de Duhul Sfânt. Al doilea lucru, Petru spune că este necesară o conduită transformată. Uitați-vă la versetul 19, la versetul 13, ne vom uita. Să fii pregătit pentru persecuție, trebuie să fii un om transformat, un om cu un caracter și o conduită transformată. Zice Petru așa, el ne dă două porunci aici, foarte simple, versetul 9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Rău e ceva fizic, da? O cară e ceva ce spui verbal. Dimpotrivă, binecuvântați. Deci, în primul rând, Petru pornește negativ, da? Sumarizând, spune, domnule, nu vă răzbunați, nu întoarceți rău pentru rău. Există ideea asta în mintea noastră că noi nu avem voie să inițiem rău. Dar avem voie să răspundem cu rău, da? Acum o să facem imediat niște diferențe ca să înțelegem de ce facem totuși Kyokushin, nu? Dar există în mintea noastră, domnule, n-am voie să inițiez rău. Eu sunt pocăit. Dar dacă el o inițiat, acum, domnule, dacă o cere, nu? Nici nu poți să-l lași așa, domnule, îți cere, tu ai oferta totdeauna gata, da? Scriptura nu ne arată lucrul ăsta, spune nici măcar să nu întoarcem, nici măcar să nu reacționăm. Rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Însă mulți oameni au folosit asemenea pasaje pentru a promova o filozofie din asta pacifistă. Noi nu mergem la război, noi nu mergem la armată. Eu dacă trec pe stradă și văd o femeie care e abuzată de un țărănoi, da, de un bădăran, eu n-am voie să reacționez. Nu, textul nu despre asta vorbește. Textul vorbește strict, specific despre a suferi pentru Domnul Iisus Hristos. Adică dacă unul te prigonește fiindcă ești creștin, nu reacționa. Nu se referă să fii un laș. Nu se referă să stai, domnule, nu e nicio problemă, să-mi apere alții familia și țara, nu eu. Nu lasă să referă textul. Textul prezintă un context specific în care biserica este persecutată datorită Domnului Iisus Hristos, datorită faptului că sunt creștin. Ăsta este contextul specific. Și da,
Este o dovadă de bărbăție și este o normalitate dacă ești pe stradă, de exemplu, într-o situație și o femeie care e abuzată, indiferent de cine, indiferent de cine, de bărbatul ăsta, de oricine, așa, în câteva mișcări scurte, să rezolvi. Domnule, asta eu o iau asta ca o poruncă de la Dumnezeu, ca o responsabilitate sacră în societate. Înțelegeți? Noi suntem oameni iubitori ai păcii și trebuie să faci pace în felul ăla în situația. Nu ți-ai dorit să faci pace așa, dar trebuie să o faci. Da? La fel este când trebuie să ne apărăm soțiile, să ne apărăm copiii, să ne apărăm familiile, să ne apărăm biserica sau să ne apărăm țara. Astea sunt principiile Sfintei Scripturi, da? Nu trebuie, vedeți, unii oameni scot anumite versete, anumite fraze, anumite expresii din context și vor să le aplice peste tot. Lucrul acesta este fundamental greșit. Când Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte vorbește în același fel, în stilul acesta pacifist, se referă la fel. Domnule, dacă cineva vrea să-ți ia, dă-i și cămașa, da? Dar dacă vrea să ia cămașa lui nevastă mea, e altă, Scriptura nu spune. Dacă vrea să ia acoperișul deasupra casei copiilor mei, asta e cu totul altceva. Dacă vrea să-mi ia mie cornul care îl mănânc mâine dimineață cu lapte, îl lasă mi-l ia. Dar dacă vrea să ia la pruncul meu sau vine să ia din frigiderul din care mănâncă pruncii mei, s-a încheiat discuția, înțelegeți? Una e să sufăr eu ca și creștin, că el vrea să sufăr eu ca și creștin, vrea să mă prigonească pentru asta și este cu totul altceva că cineva vrea să facă rău familiei mele, să facă rău oamenilor din societate și așa mai departe. Bun, deci contextul este clar. Ne interzice răzbunarea în fața suferinței atunci când oamenii ne prigonesc că suntem creștini. Da? Contextul nu e politic, nu este social și așa mai departe. Deci nu ne răzbunăm, dar Petru nu spune doar, bă, abțineți-vă, nu întoarceți rău pentru rău, pufăiți! Mă abțin, sunt creștin, merg înainte, asta este, la asta m-a chemat Dumnezeu, da? Să merită, măcar am viața veșnică. Nu asta spune. Ci, dimpotrivă, reacționați, domnule, binecuvântați. Nu e noi, Dumnezeu ne-a făcut așa, să reacționăm. Reacționăm la lucruri bune, reacționăm la lucruri rele, reacționăm la vorbe bune, reacționăm la vorbe rele. Reacționăm la sentimente, reacționăm la priviri, reacționăm la gesturi ale corpului, reacționăm. Suntem persoane care reacționează. Așa ne-a făcut Dumnezeu, să reacționăm. Un creștin nu este un om care nu mai reacționează. Cineva spune ceva, eu n-am zis nimica, ce grozav am fost. N-ai fost. N-ai fost deloc. Petru spune, dimpotrivă, binecuvântați. În felul acesta mă diferențiez de un pacifist al lumii ăstea. S-ar putea să ai niște vecini foarte liniștiți, care într-o ceartă cu altcineva, ei sunt niște gentlemen, domnule. Niște oameni bine crescuți, niște oameni educați, niște oameni cu mintea în cap. Domnule, lasă pe ăla să vorbească, vecine, sănătate bună, îl las acolo. Și ăla, ăla umflat, așa, plin de nervi, se duce în casă, așa, și bucuros pe deasupra, și nervos și bucuros, că ce-a spus el, că ce-a făcut el. Ăla s-a dus la fel liniștet în casa lui, dar ăla nu-i creștin și pocăit. Creștinul și credinciosul, pocăitul, este omul care spune, nu doar că nu întoarce rău pentru rău, o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvintează. Binecuvintează direct. Binecuvintează în rugăciune, cum spune Domnul Iisus Hristos, extinzând principiul acesta, te rogi pentru aia care îți fac rău, da? Le faci bine, îi binecuvintezi, da? Întrebarea nu este, vedeți, întrebarea în textul acesta nu este dacă reacționăm, ci întrebarea este cum reacționăm? Cum reacționăm? Și modul în care nouă ni se cere să reacționăm este prin binecuvântare. De ce ni se cere să reacționăm? Principiul reacției este foarte important în viața creștină. Răul în lumea aceasta nu este stârpit dacă ne abținem, să știți. Un mod de a perpetua răul este ca oamenii care pot să facă ceva împotriva lui, este să nu facă nimic. Să se abțină. De asta se perpetuează răul. Răul se propagă în familie, în societate, în viața personală, nu reacționând și tu rău la rău. Nu așa. Cine reacționând? Spui, băi, eu n-am făcut nimic. Așa e un sentiment de satisfacție. Nu am reușit să nu fac nimica. Acela este un mod de a perpetua rău. Gândiți-vă, de exemplu, la copiii dumneavoastră. L-auzi odată, nu știi de unde, din desene, de la alți prunci, că copilul tău spune o prostie. Și tu nu reacționezi. Nu fac nimica. N-am făcut nimica. Nu l-am încurajat. Nu faci ca alți părinți. Ha, 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 ce prostie i-au spus. Ha, ha, mă, cum știe pruncul meu la 3 ani să spună în jurătura aia? Nu râzi. Tu zici, eu nu sunt alți părinți care râd la prostiile copilului meu, dar nu faci nimica. Perpetuezi rău sau nu? Sigur că îl perpetuezi. Tu perpetuezi rău în situația aceea.
Vezi, domnule, există cineva, luați orice domeniu vezi dumneavoastră. Este un criminal în societate. Domnule, noi n-am încurajat crima lui. Bine, dar nimeni nu l-a închis ca să nu mai facă crima aceea, da? Luați lucrul acesta în biserică, care este un principiu al disciplinării bisericești. Cineva face păcate scandaloase care aduce hulă împotriva numelui lui Dumnezeu, a cuvântului și a bisericii. Biserica zice, domnule, noi nu l-am încurajat, nu facem ca el. Bine, bine, dar nici nu ați făcut ceva împotriva răului respectiv, da? Acum, principiul pe care îl subliniază Petru aici și îl prezintă puțin într-un mod diferit, este să reacționăm, pentru că doar reacția prin bine, doar reacția prin bine face într-un fel o diferență clară între bine și rău. Nu când nu faci nimica, ci când reacționezi bine. Rău se pune mai clar în lumină și este osândit în momentul în care tu reacționezi rău. În momentul în care cineva mă blastă sau mă ocărăște și eu îl binecuvântez și ce fac atunci, eu condamn fapta lui. Corect? Dacă eu aș reacționa ca el, n-am făcut nimic diferit. Dom'le, sunt exact ca omul acela. Nu sunt cu nimic diferit de el. De când mă înșel pe mine însumi că eu nu m-am reacționat. N-am inițiat eu. Știți cum ne certam noi când eram mici? Dar tu ai dat prima dată. Exact ca prunci face. Exact ca prunci. Dar el a început. Ca prunci. Da, el a început. Mă, cine? Cine a început? El a început. Nu știm oamenii ăștia, da? Reacția în bine, reacția cu binecuvântare, reacția cu rugăciune, reacția cu facere de bine practică este modul în care spunem omului care a făcut rău că nu tolerăm răul lui, că nu îl acceptăm, că nu credem în el, că nu vrem să promovăm răul acela. Ăsta este felul în care creștinismul ar trebui să stârpească răul în societate. Făcând bine, nu abținându-se. Da? Nu abținându-se. Da? Asta este conduita care ni se poruncește. Și apoi, Petru ne motivează cu chemarea pe care am primit-o. Zice, să facem lucrul acesta, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Dom'le, dacă rău aduce blestem, dacă rău aduce rău, de ce tu ca creștin să faci răul care aduce rău? Dacă eu am fost chemat și noi am fost chemați să moștenim binecuvântarea lui Dumnezeu și pe pământul acesta și în veșnicie, dacă eu am fost chemat să fiu binecuvântat, dacă sunt binecuvântat, dacă vreau să fiu binecuvântat, dacă voi fi binecuvântat și toată veșnicia voi fi binecuvântat, de ce să fac ceva care promovează blestemul, nu binecuvântarea? Și asta este argumentul lui Petru. Petru spune, ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Și chemarea aceasta despre care vorbește Sfânta Scriptură, important să amintim de fiecare dată, nu este o invitație, numai o ofertă pe care ne-o face Dumnezeu. Vezi, de multe ori creștinii sunt numiți cei chemați. Da? În 1 Corinteni, capitolul 2, de exemplu, folosește interschimbabil termenul cei aleși sau cei chemați, cei separați sau cei chemați. Pentru că chemarea lui Dumnezeu este chemare puternică, este o chemare care ne atrage, este o chemare care ne arată frumusețea Domnului Iisus Hristos, care ne cucerește inimile. Asta este chemarea. Adu-ți aminte de momentul în care ai fost chemat, la ce ai fost chemat? La ce ai fost chemat? La povară? La suferință? La groabă? La ce ai fost chemat? La târială pe pământul ăsta? Greu-i, Doamne! La ce am fost chemați noi? Am fost chemați să moștenim? Binecuvântarea. Și pentru că am fost chemați, pentru că asta este chemarea și promisiunea lui Dumnezeu pentru noi, pentru că asta este moștenirea noastră, ni se cere și noi să binecuvântăm. Să fim oameni care manifestă, care promovează binecuvântarea, da? Asta e conduita care ni se poruncește, să nu întoarcem rău pentru rău, ci să binecuvântăm. Asta este chemarea pe care noi am primit-o, să moștenim binecuvântarea. Și apoi ne dă un citat din Sfânta Scriptură, un cuvânt pe care își bazează Petru lucrul acesta. Cerința asta lui, dorința lui ca noi să trăim într-o conduită din asta transformată. Uitați ce zice el. Versetul 10. Că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune? Și acum asta ar fi un fel de întrebare. Cine iubește viața și ar vrea să vadă zile bune? Și nu trebuie să alegorizăm și să supra-spiritualizăm pasajul ăsta. Textul chiar se referă la viață și la zile bune. Exact la asta se referă pasajul. Că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune? Cine? A, noi suntem creștini, noi vrem să ne ducem acasă la Domnul, nu? Sigur că vrem să ne ducem acasă la Domnul, dar nu neapărat bolnavi și schingiuiți, da? Sigur că vrem să ne ducem acasă la Domnul. Orice om normal, creat de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, vrea viața și vrea zile bune, nu? Și n-ar trebui să vă simțiți vinovați pentru asta. Frate, ce suferință ai, bă, da, ce mai grozav dar de la Dumnezeu, da? Da, Dumnezeu că lucrează Dumnezeu prin suferință. Și transformă caracterul nostru, asta înseamnă că Dumnezeu întoarce răul spre bine, dar răul tot răul. Da? Moartea este un rău, suferința este un rău. Dumnezeu, prin puterea lui supranaturală, le întoarce spre binele nostru. Asta este cu totul altceva. Dar noi nu ne găsim plăcere nici în moarte, nici în suferință. Ha, ha, ce plăcere am să sufăr. Așa, un fel de masochism din ăștia spiritual.
Deci nu, noi nu credem în așa ceva, bine? Petru asta spune, pornește cu un privilegiu, îi câștigă, îi atrage cu un privilegiu prezentat în cuvântul lui Dumnezeu. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, da? Ia de la sine înțeles că noi iubim viața și vrem să vedem zile bune, dar asta nu este Evanghelia prosperității, bun? Să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească, da? Petru nu predică aici o Evanghelia prosperității. El nu zice, dacă vii la Dumnezeu, Dumnezeu o să-ți dea viața și zile bune. Nu așa zice Petru, corect? Petru vorbește aici despre oameni care sunt deja mântuiți, sunt deja în favorul lui Dumnezeu, sunt deja binecuvântați. Și el spune, Domnule, dacă vrei ca viața ta fizică pe pământul acesta să fie bună, da? Dacă vrei să vezi zile bune, dacă iubești viața, dacă îți dorești viața, comportă-te în felul acesta. Asta nu este Evanghelia prosperității. Ce este? Este o viață trăită după legile lui Dumnezeu care duc la anumite consecințe, la anumite rezultate. Dumnezeu a stabilit niște legi pe planeta asta. Noi la facultate am avut un curs care a avut un impact foarte puternic în viața mea. Mie mi se păreau chestiile astea, lucrurile despre care vă voi spune imediat, mi se păreau niște lucruri așa foarte carismatice și așa de ordinul SF. Ni s-a demonstrat foarte clar la un curs, da, la Universitatea Emanuel, ni s-a demonstrat foarte clar la un curs că există păcate care duc în mod inevitabil la anumite boli. Dacă ai mânie, neiertare, ură, vrăjmășie, te îmbolnăvești. De ficat, de inimă. Când Dumnezeu spune, Domnule, iartă. Ha, greu mi se iert. Ce nu aș ierta pe ăsta? Ce aș sta supărat și n-aș dormi nopțile? Nu normal. De ce să nu dormi nopțile? Când Dumnezeu spune să ierți, Dumnezeu îți face un bine chiar trupului tău, inimii tale, Domnule. Ficatului tău îi face Dumnezeu bine, trupului tău îți faci bine. Nu ură, nu dușmănii, nu vrăjmășii. Dorm, Domnule, liniștit noaptea. Nu vreau să dorm liniștit noaptea, eu vreau să stau supărat pe nevastă mea vă 4 zile. Stai dacă n-ai minte în cap. Stai dacă tu... Dumnezeu te cheamă, auziți, Dumnezeu ne cheamă la viață. Dumnezeu ne cheamă la zile bune pentru că păcatul din noi ne consumă și ne afectează trupurile și ne distrug trupurile. Ne distrug trupurile. Mulți oameni care s-au pocăit au fost vindecați, nu că au fost un mare guru din ăsta, șaman din ăsta spiritual care o reușit să le dea harul vindecării, ci pentru că fiind eliberați de păcatul lor, păcatele care i-au robit, dependențele lor, trupurile lor s-au vindecat că au scos păcatul din sufletele lor. Există o legătură strânsă între trupurile noastre și sufletele noastre. O legătură extrem de strânsă. Când Dumnezeu ne cere să trăim în sfințenie, Dumnezeu, într-un fel, protejează și trupurile noastre. Ne protejează sănătatea mentală. Tu crezi că poți să urăști, să dușmănești, să vrăjmășești, să nu ierți o viață întreagă și să fii totdeauna întreg la cap? Nu există așa ceva. Hai să vezi toți oamenii ăștia care au pasiuni din astea, așa, de a ba dușmănii pe unul, de a ba nu se împăca cu altul, parcă au un hobby în asta. Hai să vezi așa, cât e o păsărică sau cât e un stol. Chiar dacă sunt sănătoși fizic, din punct de vedere fizic. Da, Dumnezeu cere, uitați, Dumnezeu ne cere și ne cheamă și Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze în felul acesta. Iubim viața, vrem să vedem zile bune, atunci trebuie să avem o purtare duhovnicească. Privilegiul acesta de a avea o viață, zile bune, se leagă de o purtare duhovnicească. Auziți, sunt 3 domenii care le prezintă el în purtarea asta duhovnicească. Să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. De ce credeți că Biblia vorbește așa de mult de limbaj? Foarte mult vorbește. Deci nu are rost să ne uităm în pasaje din Sfânta Scriptură, că sunt foarte multe. De ce? Ăsta este primul mod care ne cel mai la îndemână ca să păcătuim. Cel mai la îndemână ca să păcătuim. O făcut ceva, primul lucru, poate nu poți să pui mâna pe nimica, nu? Dar măcar zici ceva. Poate nu te aude nimeni, dar mergi singur în casă, nu v-ați întrebat niciodată. Băi, vorbesc singur, ce cu mine? Bombănești, pui ceva, trebuie să refulezi, da? Cazanul e sub presiune, trebuie să refulezi cumva, da? Ai supapele alea care sunt la foarte mulți bari, refulează foarte greu, dar pufă-i la un moment dat. Să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, da? Să nu rănești limba de la rău și să nu rătăcești pe altul și buzele de la cuvinte înșelătoare. Cel mai mare rău pe care îl poți face cuiva nu este rău fizic, ci este rău prin ascunderea adevărului. Și cel mai mare rău în privința aceasta este ascunderea adevărului Sfintelor Scripturii. Poate ziceți, domnule, dar cine face treaba asta? Păi oricine se ridică să predice cuvântul și spune, eu nici m-am pregătit, acum ce dă Duhul? Care Duh? Că Duhul o da deja în cuvânt. Care Duh? Care Duh? Ăla este un rău pe care îl face oamenii. O rană sufletească pe care o face oamenii.
Alea sunt buze înșelătoare. Buze care omul se înșeală pe el însuși și înșeală și pe alții. Da? Când este amestecat grâul cu neghina, când este amestecat cuvântul lui Dumnezeu cu bazaconile oamenilor, cu experiențele oamenilor, cu poveștile oamenilor, cu tot felul de idei ale oamenilor. Sunt mulți oameni care chiar spun povești și experiențe și tot felul de lucruri despre care știu că nu sunt adevărate, dar le se par niște ilustrații foarte bune. Cuvinte înșelătoare, cuvântul lui Dumnezeu este acela care este adevărul. Cea mai mare rană spirituală pe care o putem face cuiva este să ascundem adevărul lui Dumnezeu de ei. Este rău să ascunzi orice adevăr pe care ar trebui să-l spui. Nu toate adevărurile trebuie spuse. Acum, frate Sorin, nu vine dimineața să-mi spună cine caz la el. Nu-i treaba mea, înțelegeți? Dar este un adevăr pe care trebuie să-l spunem. Și ascunde adevărul pe care trebuie să-l spunem persoane căruia trebuie să-i spunem, este un rău. Este într-adevăr o dovadă de înțelepciune să știi cât adevăr să spui, când să-l spui. Aici e o dovadă de foarte mare înțelepciune. Eu i-am spus. I-ai spus, dar râv n-ai avut. Dar înțelepciune mai puțin. Trebuia să-i spui când mai târziu. Poate, da? Trebuie o înțelepciune și în privința aceasta. Înfrânarea limbii necesară. Apoi spune înfăptuirea binelui, să se depărteze de rău și să facă binele. Ăsta este un test extraordinar de important al nașterii noastre de rău. Nașterii noastre din nou. A schimbării noastre de la rău la bine. Ăsta este un test extraordinar de important. Care este inclinația vieților noastre? Noi toți păcătuim, noi toți eșuăm, noi toți falimentăm. Nu există o discuție în privința asta. Dar întrebarea este spre ce este direcționată viața ta? Spre ce este inclinată viața ta? Auziți, să se depărteze de rău și să facă bine. S-a schimbat cursul vieții mele. Viața mea înainte să fiu născut din nou era înspre rău. Și mi-era greu să fac binele. Acum viața mea este inclinată spre bine și câteodată fac răul de care mă pocăiesc. Da? Și apoi spune să fim îndreptați spre pace. Să caute, auziți cuvintele, să caute pacea și să o urmărească. De ce să căutăm? De ce pune Petru și lucrul acesta aici, pacea? Într-un fel, pacea este cea mai mare realitate a vieților noastre. Noi, dușmanii lui Dumnezeu, rebeli împotriva lui Dumnezeu, am fost împăcați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Cel mai grozav lucru din viața noastră are de a face cu pacea. Corect? Lucrul spre care tânjește lumea asta, uitați, să vorbește despre o pace globală. Despre o pace globală. Promisiunea ale păcii globale. Scriptura spune că va veni o vreme în care oamenii vor spune pace, domnule, în final, pace și liniște. Deci noi vedem că pacea și liniștea o aduce doar Domnul Iisus Hristos. Lumea aceasta este o zonă continuă de conflict. La fiecare pas poți să găsești motive ca să generezi un conflict, ca să perpetuezi un conflict, ca să răspunzi la conflict, cu alt conflict. De aceea Scriptura ne cere nouă, într-un fel, să profețim pacea pe care o aduce Domnul Iisus Hristos și în același timp să predicăm pacea pe care o avem deja în Domnul Iisus Hristos. Noi nu mai avem într-un fel nimic de împărțit cu nimeni, nu-i așa? Mai avem ceva împotriva cuiva? Hristos ne-a împăcat, Hristos ne-a dat liniște. Măi, ce problemă avem noi cu cine? Și atitudinea aceasta, pacea asta pe care spune Pavel foarte frumos, pacea lui Hristos care întrece lumea, nu o să înțeleg, băi, de ce reacționează ăla așa? Ăla e sănătos la cap, ăla e normal, ăla nu, ce-i cu el? Nu, el e foarte normal, e cel mai normal, de bea acum e normal. El a fost împăcat, e împăcat cu situația. E împăcat cu lumea, e împăcat cu viața, e împăcat cu Dumnezeu. Are o pace lăuntrică și pacea aceasta trebuie să se arate în exterior. Da? După ce ne arată privilegiul pe care ne-l dă Dumnezeu, da, prin faptul că avem viață, zile bune, după ce arată responsabilitatea noastră de a avea o purtare duhovnicească, Petru citează în continuare și arată că oamenii aceștia sunt sub providența lui Dumnezeu care trăiesc în felul acesta. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. În Sfânta Scriptură când găsim antropomorfisme, adică este asemănat Dumnezeu cu anumite aspecte din umanitate, care ochi, care urechi, mâna Domnului era peste Cutărescu, da? Nu spune niciodată că piciorul Domnului era peste el, da? Este un limbaj prin care autorii Sfintelor Scripturi, într-un fel, îl aduc pe Dumnezeu mai aproape de viața noastră. Da? Într-un fel, să-L simți pe Dumnezeu. Zice, bă, o zis că ochii Domnului sunt peste mine. O zis că urechea Domnului ascultă. O zis că mâna Domnului peste mine. Doamne, pune-ți mâna peste mine. Te referi, crezi că Dumnezeu are o mână fizică care o pune peste tine? Nu, nici vorbă. Ci este un mod în care noi îl percepem pe Dumnezeu mai aproape de noi. Da? Și spune Petru două binecuvântări aici care le dă Dumnezeu. Ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, adică îi supraveghează. Asta nu înseamnă că nu avem necazuri, ci înseamnă că și în mijlocul necazurilor, Dumnezeu este cu atenția spre noi. Dumnezeu este în control, da? Și apoi spune că Dumnezeu și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor.
Acum aș dori să vă întreb, ce credeți dumneavoastră, Dumnezeu ne ascultă toate rugăciunile sau nu? Nu prea credeți, a? Biblia spune că ne le ascultă, i-au zis. Abia v-am citit din Biblie, nu credeți? Nici acum când v-am citit din Biblie, nu credeți? Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor câteodată? Nu! Totdeauna! Problema este că întotdeauna Dumnezeu ne ascultă rugăciunile după voia Lui. Să nu credeți vreodată că Dumnezeu o să facă ceva împotriva caracterului și voii sale. Dumnezeu întotdeauna ne ascultă. Numai câteodată țipă la noi. Nu! Ne-a răspuns la rugăciune? Sigur că ne-a răspuns. Cum nu? A fost clar! Deci Dumnezeu îți dă câteodată bum, ușa închisă clar în față. Ți-a răspuns Dumnezeu, Dumnezeu, am dat de o ușă închisă. Nu, Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune. Ai vrut să-ți răspundă, Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune. Nu răspunde Dumnezeu totdeauna când vrem noi. Răspunde altă dată, nu când am cerut noi. Nu răspunde întotdeauna și cel mai des cum vrem noi. Foarte mulți oameni zic, Domnule, înainte, nu, frate, înainte ne rugam, înainte strigam, înainte stăruiam pentru o grămadă de lucruri care nu erau după voia lui Dumnezeu și de asta acum te-ai desumflat și nu mai ai la fel același, cum îl numești tu, Duh de rugăciune. Că înainte te rugai pentru o grămadă de lucruri pentru care nu trebuia să te rogi. Când eram mai carismatic, vedeam Duhuri la, sub orice gard, sub orice tufiș și mă rugam pentru o grămadă de lucruri, dar mă rugam aiurea. Prostește mă rugam. Pentru iluzii și pentru ambiții și pentru idei care erau numai în mintea mea. În realitate nu erau. Mi și imaginez pe satana că s-a uitat la mine. Ce dumă că nu-i nimica? Eu nu am făcut nimica. Deci numai ți se pare ție. Da, semne. Ți se pare că s-a întâmplat lucrul ăla fiindcă îi. Cine știe ce duc de nu știu ce o fi pe acolo. Și tot ești într-o agonie și într-o lume spirituală ta inventată de mintea ta. Nu că n-ar exista duhurile și n-ar lucra, da? Dar o minte creată, o lume creată din mintea ta și te rugai și te rugai și te rugai și în realitate nu era nimica. N-a căzut niciun duc de rugăciune. Dumnezeu ascultă. Dar ascultă rugăciune după voia lui, ascultă rugăciune în planul lui. Dumnezeu ne ascultă, eu sunt ferm convins, toate rugăciunile noastre. Suntem pregătiți pentru persecuție în primul rând, fiind în biserică, ceea ce trebuie să fim, adică o biserică transformată. În al doilea rând, având o conduită transformată, cum ne arată Scriptura aici, o conduită care e binecuvântată, care ne face și nouă bine. Da? În al treilea rând, suntem pregătiți pentru suferință și persecuție, având un echilibru emoțional lăuntric. Uitați ce spune versetul 14. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, fiți cum? Fericiți, da? Ferice de voi, zice. Rostește o binecuvântare asupra noastră. Dom'le, suferi datorită cuiva? Simți așa, poate nu-ți spune nimic, simți pe la spate cum te disprețuiește. Simți cum se uită după tine. Simți că este scârbă de tine. Simți că nu dă doi bani pe tine. Simți că te crede înapoiat. Sau poate spune așa. Indiferent de forma pe care o ia suferința noastră sau persecuția din partea lumii, ostilitatea din partea lumii, Petru spune că trebuie să fim fericiți. Ferice de voi. În general, când noi suferim, ne temem și ne tulburăm. Pentru că suferința ne provoacă un rău chiar sufletesc. Chiar suferința fizică, da? În special suferința venită în urma unor vorbe pe care le auzim, unor cuvinte pe care le rostesc oamenii împotriva noastră, da? Lucrul acesta ne tulbură. Poate uneori alungă siguranța, o siguranță socială de care avem nevoie. Se întâmplă ceva în noi. Petru spune că ar trebui să fim într-un echilibru emoțional perfect. De ce? De ce? Auziți, poruncile sunt foarte clare. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Nici o teamă de ei și nu vă tulburați, da? Un echilibru emoțional. Ar trebui să, și gândirea noastră trebuie să fie asta. Dom'le, ar trebui să-mi fie teamă numai dacă am făcut rău. Dar dacă n-am făcut rău, n-am niciun motiv să-mi fie teamă. Da, într-adevăr, când fac, știți cum e, am depășit o mașină pe linie continuă, tocmai atunci s-o nimerit, dom'le, să fie poliția în față. Și nu vezi bine să uite la tine, te-o văzut sau nu te-o văzut? Și ai trecut de el, dar încă-ți bate inima. Nu te-o văzut, da? Nu te-o văzut. Ai teamă și te tulburi în general, te gândești deja cât am la oră, 90 și pe dublă continuă, clar, permis, 7 milioane, am încheiat, știi deja. Și te tulburi, da? Te temi de lucrul ăsta. Ai trecut și rămâi cu sentimentul acela. În general, sentimentul de teamă și tulburare vine când ai făcut ceva rău. Petru spune, ieșiți din reflexul ăsta păcătos. Voi nu mai faceți rău acum. Voi n-ar mai trebui să aveți reflexul ăsta emoțional negativ, să-ți fie teamă și să te tulburi. De ce? Că n-ai mai făcut rău. N-ar mai trebui să fie teamă pentru lucrul acesta, da? Și apoi al patrulea mod în care suntem pregătiți pentru persecuție, pentru suferință, versetul 15 și 16,
este fiind pregătiți să apărăm Evanghelia. El nu spune că în mijlocul suferinței sau când oamenii vorbesc sau când oamenii ne bajocoresc sau când oamenii ne fac rău într-un fel sau altul, când există ostilitate, dar nu spune sub nicio formă să ne abținem. Auziți ce spune Petru? Versetul 15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Adică, înțeleg lucrul acesta foarte simplu, să existe în viața mea totdeauna autoritatea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă să-L sfințești pe Iisus ca Domn. Iisus este sfânt, nu-L face nimeni mai sfânt. Să înțelegem foarte clar lucrul ăsta. Termenul sfințit are prima conotație de a pune deoparte. De a avea un loc special Domnul Iisus în viața noastră, că îl are deja. Nu mai este o igienă spirituală zilnică, un proces mental care trebuie să existe în viața noastră în fiecare zi. Domnule, eu sunt al lui Hristos, Hristos e Domnul meu, eu fac ce vrea Domnul Iisus Hristos. Cam așa ar trebui să plecăm în fiecare dimineață programați de acasă. Sau dacă nu plecăm de acasă, să începem ziua. Programul ăsta, care e programul meu spiritual pe azi? Eu sunt al lui Hristos, îl pun pe Hristos, El este în viața mea, El are drept total în viața mea, recunosc lucrul acesta, asta înseamnă. Recunosc lucrul acesta. El este pus deoparte, El este factorul definitor al vieții mele, da? El este forța motrice a vieții mele, da? Domnul Iisus Hristos nu acceptă o domnie cu intermitențe. În anumite domenii din viața noastră, în anumite zile din viața noastră, îl sfințesc în fiecare zi ca Domn. În fiecare zi îl recunosc în poziția supremă a vieții mele. Nu în primele 5 minute din dimineață a vieții mele, ci în toată ziua din viața mea. Și când manevrez bani, și când vorbesc cu oameni, și când mă duc la școală, și când mă duc la lucru. El este în poziția supremă de domnie absolută. Este un aspect permanent. Este un aspect lăuntric. E ceva ce se întâmplă în inimile noastre, da? O conștientizare lăuntrică care trebuie să existe. Dar nu pierdeți din vedere că se are Petru ia în vizor aici domnia Domnului Iisus Hristos. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. El e stăpânul meu, El este suveranul meu, El îmi dictează viața, El îmi controlează viața, El îmi protejează viața, El îmi ține viața. Trebuie să-L recunosc pe Hristos în poziția asta, că El este deja. Principiul este acesta, Hristos să fie factorul definitoriu, centrul meu de gravitație, centrul vieții mele. Dar Hristos e universul meu, Hristos nu e pe primul loc din viața mea. Sunt foarte multe expresii în astea care sună extraordinar de bine, dar greșite. El să fie pe primul loc din viața ta, nu? Dar pe al doilea cine? Păi nevasta. Greșit. Hristos e pe toate locurile din viața noastră. Numai Hristos poate coexista și cu alte lucruri care există. Numai El le definește pe toate. El definește absolut totul. Orice domeniu din viața noastră este definit de Domnul nostru Iisus Hristos. Că am avut și o vreme în care dădeam 5 minute Domnului Iisus Hristos și 23 de ore și 55 de minute satanei. De fapt, credeam eu că îi dau 5 minute, de fapt nu îi dădeam nimica, da? Mulți oameni trăiesc așa, i-am dat 5 minute, eu sunt liniștit. Nu i-a dat nimica. În realitate nu i-a dat nimic. Dacă nu îi dai totul, nu îi dai nimica. El nu ia. A, mă mulțumesc cu 5 minute. Păi dacă pocăitul ăsta numai 5 minute vrea să-mi dea, eu mă mulțumesc atâta. Și într-adevăr, teologia asta o auzi pretutindeni, un Hristos care cerșește, un Hristos care se roagă de tine. Bă, sunt așa de singurel pe aici în cer, iertați-mi ironia, dar cam așa îl portretizează unii, ca un cerșetor. Ca unul singurat, eclipsit, nu mă primește pe mine, nu mă lași pe mine, dă măcar 5 minute, dă măcar, bă, măcar de 2 ore pe duminică nu te poți duce la adunare. Măcar atâta lucru faci și tu pentru mine, măcar o miercure pe lună. Nu e asta Hristosul meu. Hristosul meu îmi cere totul sau nimic. Dacă nu-i dau nimic, el n-a pierdut nimic oricum. Eu nu am ce să-i adaug. Singurul care are ceva de câștigat de aici sunt eu. Și ești tu. Asta este Hristosul Sfintelor Scripturi. El este Domn, da? El este Domn. Și sfințindu-L pe Iisus Hristos ca Domn, se leagă următoarea responsabilitate noastră. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală. Ar fi un test foarte important pentru noi. Sunt gata să răspund. Dacă cineva m-a oprit acum și afară și cineva ți-ar cere socoteală. Dom'le, ce te duci acolo? Tu în ce crezi? Ce vrei? Ce e cu tine? Ce cauzi la viața asta? Tu în ce direcție te duci? Ce e cu viața ta, mă? Ce e cu voi acolo? Ce faceți? Ce îi spune? Care ar fi prima reacție? Băi, am fost la biserică. Ce aia spune? Ce îi spune? Ai ști să rostești clar, simplu, sincer, din toată inima ta, care este nădejdea ta? Uitați ce spune Petru. Fiți. Cum să fii pregătit pentru persecuție? Hristos e Domn în viața mea și pentru că este Domn în viața mea, sunt totdeauna gata să răspundeți. Termenul răspundeți aici este apologian, adică să faci o apologie, să faci o apărare. Oamenii vorbesc de rău, oamenii critică, oamenii disprețuiesc, oamenii batjocoresc, oamenii se uită într-un mod sau altul. Tu trebuie să fii gata să aperi. Noi avem filozofia asta care nu-i nicăieri în Sfânta Scriptură, dar nu trebuie să-L apărăm noi pe Dumnezeu, ba trebuie să-L apărăm.
Nu că cineva îi poate face rău. Există un alt sens în care apărăm. Dumnezeu ne-a lăsat ambasadorii lui, oameni care apărăm interesele împărăției lui Dumnezeu. Oameni care apărăm faima numelui lui Dumnezeu. Oameni care apărăm măreția și gloria lui Dumnezeu. Noi suntem modul în care Dumnezeu se manifestă în felul acesta, da? Fiți întotdeauna gata să faceți o apologie, să faceți o apărare, să faceți o apărare oricui vă cere socoteală. Trebuie să fim gata să facem această apărare. Dar ne spune exact ce apărare să facem. Oricui vă cere socoteală, de nădejdea care este în voi. Vezi, dacă oamenii din lume, în general, dacă încerci să evangelizezi pe cineva, veți vedea că oamenii din lume duc foarte mult discuția în tot felul de direcții. Încerci să vorbești cu el despre Domnul Iisus și el începe să te ducă pe coclaur. A, te plimbă prin tot universul. Petru spune, nu te defocaliza. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. La asta trebuie să răspundem. Într-un fel sau altul, din orice punct ar porni interlocutorul nostru, eu îl duc, eu sunt cel care controlează discuția. Eu nu răspund la ce vrea el. Eu pornez la ce a spus el ca Domnul Iisus Hristos și îl duc la ce trebuie. El nu știe care e nevoia lui cea mai mare, dar eu o știu. Scriptura descrie lumea căzută în păcat ca o lume care este fără nădejde. Și ne descrie pe noi ca oameni care avem nădejde acum. Oricine are nădejde în lumea asta fără Domnul Iisus Hristos este un nebun. Pentru că în următoarea fracțiune de secundă eu aș putea să pic aici jos. Corect sau nu? În el avem viața, ființa și mișcarea. Oricine are nădejde fără Dumnezeu este un nebun. Este un nebun. Să crezi că apuci mâna ziua de mâine fără Dumnezeu, ești un nebun. Nu există așa ceva. Asta e numai în mintea ta. În realitate toți suntem ținuți prin cuvântul puterii lui Dumnezeu. Depindem total de Dumnezeu, spiritual, material, fizic, psihic, emoțional, din orice punct de vedere. Într-o fracțiune de secundă cineva aș putea să-și piardă mintea și sunt asemenea oameni. Totul este mâna lui Dumnezeu. Totul este mâna lui Dumnezeu, da? Eu, în momentul în care m-am întors la Dumnezeu, în momentul în care am fost născut din nou, în momentul în care mi-am pus toată viața în mâinile Dumnezeu, viața mea este ancorată de Dumnezeu, definită de Dumnezeu, da? Da? El este nădejdea mea și trăiesc într-o lume care n-are nădejde. Dacă ei au nădejde, noi trebuie să le secerăm toate nădejdele, să le arătăm că sunt nădejdi false. Îți nădejdi nebunești. Singura nădejde pe care o poți avea pe pământ în orice domeniu, în orice domeniu, material, spiritual sau pentru veșnicia ta, este nădejdea pe care ți-o dă Dumnezeu. Cea mai importantă nădejde, într-adevăr, este nădejdea spirituală. Nădejdea că suntem împăcați cu El, nădejdea că vom fi mântuiți de mânia lui Dumnezeu care va fi lăsată pe tot pământul, nădejdea că îl avem pe El, suntem așezați în locurile cerești și vom petrece veșnicia cu Dumnezeu. Asta e cel mai important aspect al nădejdii noastre. Lumea nu are nădejdea asta. Are nădejde înșelătoare, dar nu are niciun fel de nădejde robustă, clară, biblică, adevărată, reală, logică. Și mie îmi plac, dintr-un punct de vedere, ateii sinceri, care n-au niciun fel de nădejde. N-au semnificația vieții, n-au direcția vieții, n-au nădejdea vieții. Niște nădejde simple, pământești. Sunt oameni sinceri care recunosc lucrul acesta. Creștinii sunt aceia care au alternativa la viața fără nădejde. Toți am fost fără nădejde. Aici nu e vorba despre noi și ei. Este vorba despre noi, care am primit prin har, prin dar, nemeritat. Niște oameni ticăloși, împotrivitori, rebeli față de Dumnezeu, am primit în dar, har, nemeritat, nădejdea vieții veșnice. Și suntem ambasadori ai Domnului Iisus Hristos, care trebuie să spunem și altora despre nădejdea care este nu în mintea noastră, nu în mărturisirea noastră de credință, ci în, zice, în voi. Nădejdea care este în voi. Auzi, dar cu blândețe și teamă. Da? De multe ori ne lipsește și blândețea și teama. Dar de foarte multe ori blândețea și teama sunt confundate cu a fi bleg. Cu a fi fără personalitate. Cu a fi fără personalitate. Avea totdeauna așa o tonalitate scăzută. Într-o discuție recentă cineva vorbea despre alte persoane care aveau niște convingeri biblice din punctul meu de vedere. Spunea, domnule, ăștia se află noaptea minții. De unde atâta certitudine? Oameni care se numeau credincioși. Lumea urăște să vadă oameni care au certitudine. Suntem într-o zonă atât de periculoasă astăzi. Incertitudine, să nu ai niciun fel de convingere foarte bine așezată, să plutești așa undeva. Dom'le, și tu crezi? Interesantă și ideea ta. Dar eu cred așa, ăla crede altceva, fiecare crede ce vrea. Dom'le, trăim într-un fel de ecumenism și de pace în asta, dom'le. Că cine poate să fie sigur de ce spune Biblia? Că fiecare interpretează cum vrea.
Și într-o, parcă incertitudinea a devenit valoarea supremă acum. Dacă crezi în ceva din și zici, domnule, eu sunt convins de lucrul ăsta. Păi ce arogant și îngânfat e ăsta, domnule. Nu, Petru spune, fii cu blândețe și cu teamă, dar adevărul trebuie exprimat cu seriozitate, adevărul trebuie apărat cu seriozitate și fermitate. Noi credem, noi avem certitudine în lucrurile acestea, da? Și apoi spune, având un cuget curat, pentru că tocmai în lucrurile care vă vorbesc de rău, da, cei care bârfesc purtarea noastră bună, să rămână de rușine. Ați gândit vreodată că noi trebuie să avem scopul ăsta? Ca oamenii din jur care vorbesc de rău, pocăiți pe nedrept, să rămână de rușine? Rușinea este un ingredient necesar, elementar al pocăinței. Dacă omul ajunge la punctul, mă, ce am spus eu despre ăștia nu e adevărat, ce am spus eu despre convingerile lor nu e adevărat, e un prim pas pe care l-a făcut. Nu este suficient, dar este un prim pas pe care l-a făcut spre a se pocăi, spre a se întoarce la Dumnezeu. De fapt, este acesta, este o metodă a Harului lui Dumnezeu când noi apărăm Evanghelia, când apărăm Evanghelia, oamenii își dau seama că au greșit, că tot ce au spus ei, ce au gândit ei, ce au auzit ei, nu știu de la cine, sunt lucruri greșite despre copiii lui Dumnezeu și este un pas necesar ca ei să se apropie de Evanghelie și să creadă Evanghelie. Este un mod în care Dumnezeu îi atrage, prin apărarea pe care noi o facem Evanghelie. Acum, iarăși mi-aduc aminte ceva ce a spus un frate profesor de-a nostru în facultate, l-am întrebat, domnule, când să ne apărăm reputația? Și el a zis, mă, apără-ți reputația și caracterul când îl ai. Acum, ce absurd ar fi să mă duc eu să apăr pe pocăiții care n-au niciun fel de imagine, niciun fel de reputație și niciun fel de mărturie. Ce să apăr? Ce să mint? Nu, biserica trebuie să aibă un caracter. Biserica trebuie să aibă o evanghelie curată pe care să merite să o apere. Oamenii trebuie să aibă o nădejde în ei pe care să merite să o apere. Dacă eu n-am nicio nădejde de mine, ce să apăr? Ce să apăr? N-am ce apăra. Dacă Hristos m-a transformat, dacă am o nădejde de mine, dacă am o evanghelie robustă, puternică, cu care nu mi-este rușine, atunci, da, atunci merită să apăr lucrul acesta. Și închei cu încă un lucru sau două, că timpul a trecut. Petru spune că suntem pregătiți pentru persecuție acceptând voia lui Dumnezeu. Este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți bine decât pentru că faceți rău. Da? Înțeleg lucrul, când vine suferința, știu că ea este în controlul și în voia lui Dumnezeu. Și apoi sunt pregătit pentru suferință, am discutat săptămâna trecută aspectul acesta, imitând suferința Domnului Iisus Hristos, modelul Domnului Iisus Hristos. Cea mai importantă persoană din viața noastră a procurat cel mai important lucru din viața noastră prin suferință. Și Dumnezeu poate să transforme și suferința din viața noastră spre binele nostru și este promis în Sfânta Scriptură. Dacă aș putea să folosesc imaginea aceasta, fiecare gram de suferință va fi întors spre binele nostru. Nu înțelegem noi acum cum? Asta este cu totul altceva. Dar Dumnezeu ne promite că fiecare clipă de necaz și suferință cântărește pentru noi o greutate de slavă. Și în final, dacă vă uitați la exemplele pe care dă Petru, versetul 19 și 20, Petru arată că umanitatea care a respins Evanghelia, care nu l-a dorit pe Dumnezeu, oamenii din vremea lui Noe, da? Care n-au ascultat cuvântul lui Noe, care n-au intrat în corabie, da? Oamenii care n-au ascultat de predicarea lui Hristos prin Duhul, oamenii aceia au suferit judecata lui Dumnezeu. Și noi credem și știm și așteptăm momentul în care Dumnezeu se va răzbuna pe toți dușmanii Lui. Nu ne bucurăm în lucrul acesta, dar ne bucurăm în faptul că Dumnezeu va face dreptate. Este un sentiment al dreptății care l-a lăsat Dumnezeu în noi. Dacă vă uitați în Apocalipsa, de exemplu, vedeți la un moment dat niște oameni care strigă de sub altar lui Dumnezeu și spune, Doamne, până când vei răzbuna sângele? Foarte contrar a ceea ce se spune astăzi despre ce înseamnă pocăința și ce înseamnă să dorești să vezi măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu ar fi trebuit să le răspundă după mintea unora, mă, cum mă, voi vreți să mă răzbun pe oamenii ăștia? Atâta răutate în voi, ați intrat în cer și, sau sunteți acolo sub altar și tot răi ați rămas. Vreți să mă răzbun eu? Eu, Dumnezeu care e bun și milos? Nu, Dumnezeu zice încă puțin și vine. Și asta este gândul nostru, că va veni o zi al dreptății, o zi a mâniei lui Dumnezeu și a răzbunării lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne avute să ne pregătim în fiecare zi. Și acestea sunt metode pe care noi le folosim, predicarea cuvântului, închinarea bisericii, pentru a suferi. Pentru a suferi. Și de a privi suferința și persecuția, ostilitatea, agresiunea, aversiunea din partea lumii, așa cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Amin.